Un prezentator meteo din Statele Unite ale Americii și-a sunat copiii în direct pentru a avertiza că o tornadă se apropie de casa lor. Având ecranizat o hartă cu traseul tornadei, bărbatul a observat că aceasta se îndrepta chiar spre casa lui. Prezentator, tornada va trece pe deasupra casei mele, va fi foarte aproape de casa mea. Kent, mă auzi? Copil. Da, prezentator, vreau să te adăpostești la subsol pentru că avem o avertizare de tornadă și vreau să mă asigur că o să cobori acolo cu Kelly cât de repede puteți, ok? Coborâți acum, ok? Mersi, prietene. După ce i-a închis fiului său, prezentatorul a mai spus: trebuie să-mi avertizez copiii pentru că știu ce fac ei acum. Probabil se joacă online și nu văd ceea ce vedem noi. All right, so I want to make sure you and Callie get downstairs as soon as you can, ok? Yeah, get down there right now. Get in that bedroom down there, and just kind of wait for like 10-15 minutes. Okay, do it now. All right, thanks, buddy. All right, so that was gotta warn my kids because I know where my kids are doing right now. They're probably online gaming and they're not seeing this. So we have a tornado warning. Hopefully, they saw it on their phones. Many of us got it on our phones in the newsroom. I heard the phones go off.